ziua. Haide să începem. Este ora 14. La secretar avem quorum. Da, domnule președinte, sunt prezenții de 13 consilieri. Acceptează 8. Domnul Bălălău George, Pană Gheorghe, domnul Țivănia George, Cădarul Păduț, Ion Marian, Ionică Ciprian Liviu și domnul Dan Alexandru. Mulțumim. Ascultăm inumația. Aviz favorabil.
discuții, dacă sunt. Ne spune și nouă cineva ce se... Am avut din timp să ne invitam. Da, de subiectul am și din urmă și suplimentă. Am primit bani 800 de lei din cote de TVA. A venit din minor pe partea de investiții, 240.000, și am mai încasat de la Consiliul Județean contravaloarea acțiunilor de la Apo-Service și încă un teren, 984.500 lei. În același timp, am diminuat și veniturile bugetului local, pentru că nu mai aveam să facem angajări pe partea de cerere. Sperăm la rotativă să fie un mare. Mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt, proiectul a fost votat cu majoritate de voturi. Și punctul 2 pe ordinea de zi, hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2023-2024. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social, Culturală. Aviz favorabil. Discuțiile. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voce. Dar nu vreau. Stimați colegi, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră astăzi. Cu regret, vă anunț că s-ar putea să vă chem și mâine. Datorită faptului că ANRE-ul și-a făcut de-abia în ultima perioadă, adică în ultimul ceas, ca să spun altfel, datoria, astfel încât a fost emis documentul pe data de 23 la orele aproximativ 13-14, nu a mai avut timp ca să trimitem ulterior către Enel această informație. Astăzi e prima zi după Crăciun și este vorba de sumele aferente facturii de gaz, care ne este necesar pentru perioada următoare. Domnul director, ce prag, dacă puteți să adăugați ceva. Și faptul că suntem pregătiți pentru un scenariu cât da, mai defavorabil. Pentru cercul cel mai bine, cel mai bun, suntem pregătiți în situația în care până mâine dimineață, să spunem, ora 10-11, ca să nu contractăm timpul la consiliu, să avem contractul și factura. Avem un disponibil pentru o creditare care am făcut-o către bancă comercială, deci putem să plătim noi, chiar dacă costurile sunt mai mari, putem să plătim până undeva în 8-9 ianuarie. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Până în luna decembrie, un mijloc de ultimă instanță era prestabilit de către ANRE cu cel puțin 15 zile înainte, se știa cine e mijloc de ultimă instanță. Acum, a venit legea de aprobare a ordonanței de urgență 27, modificată de 119, privind plafonarea fuiul pentru peturi, adică pentru producători de energie termică, se stabilesc de către ANRE pentru 3 luni de iarnă, ianuarie, februarie și mai. De-aia a durat așa mult, pentru Giurgiu s-a fixat fuiul furnizor de ultimă instanță la gaz, Enel Energie Ultimă. Iar lucrul acesta l-am aflat de-abia vineri. Sigur, am aflat cel foarte târziu și astăzi am stat de dimineață până la ora 1:30 pe cei de la Enel, dar acolo n-ai cu cine discuta. Noi aveam material pregătit pentru astăzi. N-ai la cine discuta la telefon, acolo numai e-mail, mă ridic, mă numai nici mesaje, nici nimic. Da, trebuie să răspunde la un e-mail într-o zi foarte bine. Dar sperăm că în cursul zilei de astăzi sau cel târziu, ora 10-11 mâine, să avem atât factura cât și programul. Noi vom face tot ceea ce este necesar să avem mâine aceste. Dacă cu rezervele de gaz, cum stăm pentru perioada următoare?
Deci nu sunt probleme. Așa mă rog. Adică? Adică avem și rezerve de gaz plătite, avem și contracte pe diferență furnizorului de ultimă instanță. Cred că nu o să avem nicio problemă și din punct de vedere al fondurilor financiare. Eu zic că până acum lucrurile au fost destul de bune, în sensul că... Mai ține și iarna acum, mai? Mai ține și iarna. Da, unii țin, ține iarna, alții nu mai ține, dar asta e situația. Noi suntem serviciu public, atare trebuie să mergem indiferent de situații. Mulțumim! Înainte de a încheia ședința, în numele Consiliului Local și al Primării, vreau să urez și eu la mulți ani sărbătoriților de azi, că este Sfântul Ștefan și dacă nu ne mai întâlnim mâine sau chiar dacă ne întâlnim, anul care vine să fie unul cât mai bun pentru Giurgiu și pentru Giurgiuveni. Vă mulțumesc! La mulți ani! Doamne ajută!